Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip să vedem cum trebuie să gândiți pentru data de 29 septembrie. Și acest videoclip îl voi face pentru fiecare zodie în parte. Și am să încep cu zodia berbec, să vedem cum trebuie să gândească cei din zodia berbec. Cei din zodia berbec trebuie să gândească așa: de fiecare dată când întâlnesc o problemă dificilă în viața mea, îmi folosesc experiența ca să învăț și să fac progrese. Mă înalț deasupra tuturor limitărilor. Ăsta a fost mesajul zilei pentru cei din zodia berbec. Da? Și acum am să trec la Taur, să vedem care este mesajul pentru cei din zodia Taur. Cei din zodia Taur au așa acest mesaj: fac încă un pas în vindecarea mea. În clipa în care rostesc afirmații pozitive, ies din rolul de victimă. Nu mai sunt neajutorat, îmi recunosc propria putere. Da? Deci trebuie să gândiți pozitiv. Și o să vedeți pozitiv. Și atunci o să vedeți că lucrurile merg bine. Bun, să vedem pentru gemeni ce trebuie să știe gemenii pentru data de 29 septembrie. Gemenii trebuie să știe pentru data de 29 septembrie că sunt spirit pur. Sunt conștient că eu sunt conștiință pură, nu sunt singur, pierdut sau abandonat, sunt una cu întreaga viață. Da? Deci asta trebuie să fie mesajul pentru voi și asta, afirmația pentru voi pentru data de 29 septembrie. Să vedem pentru RAC care este afirmația pentru cei din zodia RAC. Sunt în pace. Mă relaxez și mă bucur de viață, știu că orice lucru pe care trebuie să-l cunosc îmi este dezvăluit la momentul și locul potrivit. Bun, să vedem pentru Leu. Afirmația zilei pentru cei din zodia Leu. Sunt una cu fiecare locuitor al planetei. Sunt în linia întâi a trezirii unei noi conștiințe pentru întreaga planetă. Sunt gata să-mi lărgesc orizontul gândirii. Afirmația pentru balanță. Sunt perfect exact așa cum sunt. Dacă voi aștepta până când voi deveni perfect ca să mă iubesc, îmi voi irosi toată viața. Sunt deja perfect aici și acum. Și cei din zodia balanță, așa trebuie să gândească. Bun, să vedem pentru scorpion. Haideți să vedem afirmația zilei pentru cei din zodia scorpion. Tiparul meu mental e constructiv și vesel. Orice lucru din viața mea, orice experiență, orice relație este o oglindă a șablonului mental care acționează în interiorul meu. Să vedem afirmația pentru săgetător. Haideți să vedem afirmația zilei pentru săgetător. Mă iert pentru orice greșeală. Vina niciodată nu face pe cineva să se simtă mai bine și nici nu schimbă o situație. Încetez acum să mă mai simt vinovat, mă eliberez din acea închisoare. Da? Deci, să vedem pentru Capricorn. Lumea aceasta este raiul nostru pe pământ. În noul mileniul al erei vărsătorului, învățăm să pătrundem înăuntrul nostru ca să ne găsim mântuitorul. Noi suntem puterea pe care o căutăm. Fiecare dintre noi este unit în totalitate cu universul și cu viața. Ce mesaj frumos pentru cei din zodia Capricorn. Să vedem la vărsător.
Orice problemă are o soluție. Creăm obiceiuri și probleme pentru a împlini o nevoie. Atunci când găsesc o metodă benefică de a împlini nevoia, mă eliberez de problemă. Pentru pești, sunt o persoană pozitivă. Yes! E bine, sunteți foarte pozitivi. Dacă mă focalizez pe ceea ce nu vreau, voi primi mai multe astfel de lucruri. Susțin cu tărie doar binele din viață. E bine că voi cei din Zodia Pești văd că sunteți foarte pozitivi. E în natura voastră asta. Nu neapărat că trebuie să faceți diverse afirmații. Bun, cam acestea au fost și afirmațiile pentru voi pentru ziua de 29 septembrie. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper să vă placă acest videoclip și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!